Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Astăzi avem o nouă temă legată de libertate și am numit-o noi în mod generic libertatea de exprimare versus cenzură și bineînțeles vom dezbate această temă împreună cu un prieten apropiat al emisiunii noastre, un publicist foarte cunoscut în spațiul public, așa că îi spunem bun venit domnului Cătălin Sturza. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație și mă bucur să ne revedem. Cătălin, mă bucur că suntem din nou față în față, de data aceasta la o discuție pe tema libertății de exprimare sau libertatea de vorbire, cum se mai spune, în mod public. Și împreună avem rolul de a discuta aceste două concepte, de a privi, să spunem, realitatea în public. Și anume, sunt oameni care susțin libertatea de exprimare, libertatea de a vorbi, de a spune, practic, fără nicio opreliște ceea ce gândești, ceea ce crezi tu că trebuie spus. Și pe de altă parte sunt o altă mulțime de oameni care consideră că e bine ca această libertate să fie limitată. Sunt zone ale lumii în care libertatea de expresie este chiar limitată, să spunem, la maxim. Dar dacă ne uităm în spațiul european, vorbim de România în speță, și noi trecem prin această experiență și plecând de la, să spunem, evenimentele din ultimii ani, de la situația aceasta de pandemie, vedem că din ce în ce realitatea, să spunem, bate filmul și vedem că inclusiv în România libertatea de exprimare este din ce în ce mai mult limitată. De ce este nevoie să punem în fața telespectatorului această problemă? Pentru că ne afectează în mod direct viața noastră de zi cu zi. Așa că haideți să începem cu începutul și, dacă se poate, aș vrea să ne spui ce înțelegi tu prin libertatea de exprimare. O definiție foarte pe scurt, cred că libertatea de exprimare sau libertatea de opinie înseamnă libertatea de a îmi formula în spațiul public gândurile, opiniile, desigur, într-un mod pe cât se poate coerent și argumentat, în special în situația în care opinia mea este una incomodă. Incomodă față de cine? Desigur, față de putere. Mai ales față de puterea deținută de stat, de autorități sau de anumite grupuri non-statale care dețin sau exercită o formă de autoritate sau de putere. Și de ce cred că este atât de important să spunem că libertatea este libertatea de a fi incomod față de putere și față de autorități? Pentru că venim sau trăim într-o țară care a trecut prin experiența comunismului, experiență în care ținem foarte bine minte cei care am trăit-o direct, dar și cei care au venit, generațiile care au venit după aceea, trebuie să știe că în timpul regimului comunist exista doar discurs oficial. Existau doar sursele oficiale, doar știrile oficiale de la televizor, doar decupajele oficiale din realitate și exista o singură perspectivă prin care puteam să înțelegem, aveam voie să înțelegem lumea, care era perspectiva oficială. Derapajele sau așa zisele derapaje, nu? Libertatea de a-ți exprima o opinie care nu era cea oficială, care era împotriva propagandei de partid și de stat de la vremea respectivă, fiind sancționabilă în diverse forme și grade, de la marginalizarea, ostracizarea socială, nu mai puteai să ai acces la un loc bun de muncă, până la închisoare, nu? Sau forme extreme, chiar suprimarea fizică a individului care îndrăznea să fie dizident, să aibă o opinie incomodă. Așa este, experiența din epoca comunistă pentru noi cei mai trecuți de o anumită vârstă este destul de proaspătă, așa că ne aducem foarte ușor aminte de ceea ce a fost și de ceea ce ne povesteau părinții și bunicii noștri. Dar vedem că istoria se repetă. Are istoria așa, darul acesta de a se mai repeta din când în când. Și astăzi avem posibilitatea aceasta de a pune în față cele două concepte. Libertatea de exprimare versus cenzură.
Eu voi juca rolul celui care susține cenzura și rugămintea mea este ca până la sfârșitul emisiunii, prin discuția noastră, cei care ne urmăresc ar trebui să vadă dacă cenzura este cea mai bună soluție pentru rezolvarea problemelor societății sau libertatea de exprimare este cea pe care ne-o dorim. Aș aduce un prim argument și anume ne legăm clar de situația de criză care a început acum un an. Pandemică, da? Situația pandemică care a generat o grămadă de alte probleme conexe. Una dintre ele este chiar limitarea libertății de mișcare. Iar această libertate de mișcare a fost, să spunem, dublată de îngrădirea libertății de exprimare. Adică informația, fie în spațiul public, în presă, și aici vorbim de spațiul public, da? Fie prin accesul utilizatorilor, atunci când ea exista, dar accesul a fost îngrădit, dacă conținutul respectiv se demonstra că promovează știri false, mai ales cu privire la evoluția virusului COVID-19 și chiar spunea că ajută la zădărnicirea combaterii epidemiei. Deci, practic, motivația statului a fost că multitudinea aceasta de mesaje care există în spațiu public trebuie combătute prin limitarea utilizatorilor la aceste informații. Da, am văzut acest argument, chiar susținut de autorități, mai direct sau mai voalat, dar argumentul era acesta: domnule, suntem într-o situație de criză, e ca un război, suntem în vreme de război, gata, strângem șurubul, nu ne mai jucăm de libertatea de exprimare, care e un joc frumos pentru vremuri de pace, dar în timp de la război, la război ca la război, nu? Gata, deci la război se merge cu cenzură și cu pumnul de fier și cu măsuri militariste drastice. Deci cam asta a fost abordarea și în România, nu numai în România, dar asta a fost cel puțin în primăvară la nivel oficial, cam asta era filozofia din spatele acestor limitări. Bun, ceea ce putem să spunem noi legat de această filozofie este că am văzut în multe prilejuri în istorie regimuri autoritare profitând de o situație de criză sau de război pentru a-și întări puterea, propria putere, cum? Limitând libertatea de exprimare. Vedem chiar un raport Reporter Fără Frontiere din acest an, din începutul lui 2021, despre starea libertății presei în lume, în care se dau exemple de acest fel din zone de conflict, din Irak, din Siria, din Iran, din alte părți ale lumii, Ucraina, unde există conflicte, în care autoritățile de acolo sau diverse facțiuni de acolo care controlează anumite enclave sau regiuni, folosesc pretextul războiului pentru a suprima canale de presă, pentru a intimida chiar jurnaliști, pentru a băga la închisoare jurnaliști. Deci e un pretext foarte facil și transparent, în fapt, pentru regimuri cu tendințe autoritare care își consolidează în acest fel puterea. Am mai putea să dăm și un alt exemplu. În Rusia, da, pentru că tot vorbim de Rusia și de propagandă rusească, în acest moment este practic interzis să aduci orice fel de obiecție sau orice fel de critică cu privire la ocuparea peninsulei Crimea de către ruși, descriind asta ca pe un act de agresiune, în fapt, împotriva Ucrainei, ceea ce a și fost. Da? Deci asta chiar se poate fi pasibil cu închisoarea. De aceea, cum un regim cu clare tendințe autoritare, regimul Putin din Rusia, folosește pretextul unui conflict, unui război, pentru a suprima libertatea de exprimare. Bun, acum ne putem întreba, dar ce alternative există, ce puteau să facă autoritățile, poate chiar acele fake news-uri puneau în pericol combaterea bolilor. Eu zic că e o teză foarte chestionabilă. Dacă ceea ce circulă pe internet poate să aibă sau nu poate să aibă un astfel de efect, pentru că pe internet, cum să zic, zvonuri și tot felul de speculații au existat de când lumea, au existat din toate timpurile, în tot felul de condiții prin care a trecut omenirea. E firesc ca într-o situație de pandemie sau într-o situație de criză astfel de zvonuri să se amplifice, mai ales în mediile digitale care prin natura lor structurală, nu, sunt medii care duc la
proliferarea, răspândirea tot felul de informații, că sunt false, că sunt adevărate, că sunt zvonuri, dar este e și foarte greu să ai un etalon. Chiar Centrul de Jurnalism Independent își pune exact această problemă. Care este etalonul? După ce măsură spui că ceva este adevărat sau ceva este fals? Cum? Care este legal cadrul prin care tu stabilești falsitatea sau corectitudinea unei informații? Mai ales că ceva ce poate să fie un zvon astăzi se dovedește pentru peste două luni că a fost adevărat. Au fost astfel de situații în pandemie, nu? Mai ales că chiar Organizația Mondială a Sănătății a difuzat câteva informații pe care apoi le-a retractat și a revenit asupra informațiilor. Sigur, să ne amintim doar ceea ce se spunea despre măști, da? Cu titlul de exemplu, că măștile nu protejează de fapt pe cel care le poartă și că îi protejează doar pe ceilalți ca să nu dai boala mai departe. După care Organizația Mondială a revenit și a spus că măștile protejează pe toată lumea și că ele sunt cea mai sigură formă de protecție împotriva virusului. Fapt care era contestat, în fapt, de o întreagă literatură științifică de dinainte de pandemie, deci de dinainte de anul 2019. Bun, deci și multe alte contradicții, autocontradicții de acest fel. Autoritățile noastre, președintele României, iese și spune în luna februarie că e doar o gripă, e doar o răceală, e un virus inofensiv, dacă două săptămâni mai târziu se întoarce la 180 de grade și spune că este de fapt un virus mortal, avem de-a face cu ceva extrem de periculos. Deci ce facem? Îi acuzăm pe toți? Adică ce facem cu fake news-urile care vin chiar de la nivelul autorităților? Ce facem cu fake news-urile care vin de la nivelul canalelor oficiale? Să ne amintim că a existat o întreagă campanie descrisă de mulți drept o campanie de teroare, dusă de multe astfel de canale mass media mainstream, da? Care exagerau de multe ori gravitatea virusului, în care se spunea că rămâi cu sechele pe viață, ți afectează sistemul neuronal și așa mai departe. Deci o întreagă campanie în care putem spune să exagera în partea cealaltă, da? În privința efectelor adverse. Ce facem cu astfel de informații? Deci de asta zic, e o linie foarte fină de demarcare. Ce e adevărat, ce e fals? E un context structural care amplifică zvonurile. Aș spune aici că s-a adăugat în plus și finanțarea acestor trusuri de presă, care a contribuit foarte mult la, să spunem, încurajarea lor de a menține o anumită direcție oficială. O problemă etică și deontologică acolo. În momentul în care trusurile de presă sunt finanțate de stat, mai sunt ele câinele de pază al obiectivității, adevărului și democrației. În acest context în care vorbim de sume de 80 de milioane, deci de sume foarte mari care sunt aruncate spre trusurile de presă sub pretextul chipurile de a le ajuta să treacă peste pandemie, dar în fapt fiind foarte transparentă o legătură, nu, pe care o putem intui între condiționarea agendei trustului de presă și finanțarea primită, adică agenda trebuie să se suprapună cât mai mult cu agenda autorităților, cu agenda celor de la putere. Bun, e o problemă clar de etică și de deontologie acolo. Și atunci, care ar fi varianta, de fapt, optimă într-o astfel de situație? Ce pot face autoritățile? Cred că în niciun caz nu suprimarea unor canale, a unor site-uri și așa mai departe, care până la urmă a avut și un efect de bumerang. Adică oamenii chiar au devenit mult mai și mai suspicioși, au devenit și mai dornici să găsească teorii alternative sau explicații alternative pentru ce se întâmplă, tocmai văzând o intervenție de forță a guvernului, care nu i-așa amintea de ceea ce am trăit nu demult, cu doar 30 de ani în urmă. Atunci, sigur că ideea în sine, de fapt, care ar fi cele două abordări raționale? Prima abordare ar fi de a avea o comunicare cu adevărat transparentă din cauza guvernului, dar nu o comunicare numai unidirecțională, cu degetul arătat spre oameni, acuzând oamenii că ei sunt de vină pentru pandemie, că nu respectă regulile, când, în fapt, în mare parte românii au respectat regulile în timpul pandemiei. De a răspunde unor obiecții care sunt legitime, da, cum au fost obiecții ridicate de oameni de știință, prestigioși, de la universități prestigioase, niciodată n-am văzut ca aceste obiecții să primească un răspuns, nu? De tipul lockdown-ul nu este cea mai bună opțiune pentru a combate pandemia și așa mai departe. Deci comunicarea, în primul rând, transparentă, echilibrată, nu această comunicare unidirecțională, extrem, care părea extrem de arogantă și până la urmă rigidă. Asta ar fi una din ceea ce putea și ceea ce ar fi trebuit să facă guvernul ca să recâștige încrederea oamenilor. De fapt, asta era ideea. Cum recâștigi încrederea oamenilor? Și
A doua măsură era aceea ca guvernul, în momentul în care a comis niște greșeli, a făcut niște erori, nu, evidente, foarte speculate în rețelele de socializare, în mediul online, să-și le recunoască, să-și ceară scuze și să spună găsim remedii, iată, nu trebuia să închidem piețele agroalimentare, de exemplu, și să lăsăm hipermarketele deschise. Da? Deci, practic, o să discutăm și despre dubla măsură ca o altă, să spunem, problemă pe care societatea, de fapt autoritățile statale le-au exercitat asupra asupra libertății până la urmă. Nu poți fi pentru unii mumă și pentru alții ciumă. Adevărat. Trebuie să tratezi în mod egal. Cătălin, foarte bine până aici. Îți aduc în față un alt argument întâlnit acum în ultimile săptămâni. Am văzut că suntem dispuși să acceptăm de multe ori, să spunem, închiderea sau cenzurarea în mediul online. Suntem cu toții uimiți când ni se întâmplă lucrul acesta. Nu ne place când suntem cenzurați și unul dintre argumentele pentru extinderea acestei cenzuri este securitatea națională. Și tu și alții și noi și alte trusuri de presă conservatoare au trecut prin această cenzură, dar acum începem această discuție a siguranței naționale pornind de la experiența președintelui Trump. Ne aducem aminte că cu ceva timp în urmă mari giganți din IT au început să îl cenzureze, banc, limitându-i contul, postările, acum cu evenimentele din ianuarie, chiar i-au interzis total accesul în online. Aici vorbim și de YouTube, vorbim de Twitter, vorbim de Facebook, fiind încă președinte în funcțiune, da, în exercițiu. Cum vezi tu argumentul acesta că siguranța națională este foarte importantă și din pricina aceasta, dacă cineva postează, scrie, merită să-i fie pus pumnul în gură. Da, mi se pare că văd o mare contradicție logică aici. Acum aperi siguranța națională cenzurându-l pe președintele în funcțiune al Statelor Unite, încă în exercițiu al Statelor Unite. Cum poate un astfel de gest să fie un gest care să apere siguranța națională? Sigur că dacă mergem pe fond și ne întrebăm a greșit oare Trump pe 6 ianuarie, eu unul cred că a greșit cel puțin în punctul în care a chemat o mulțime de oameni într-un context emoțional foarte încărcat, care a scăpat până la urmă de sub control. Dar de la asta până la a spune că aceea a fost o lovitură de stat sau un act de teroare, cred că este o distanță foarte mare. Și aici vorbim clar nu numai de un bias, de o exagerare, chiar vorbim de o minciună, pentru că altfel președintele Trump poate să ne placă, poate să nu ne placă de persoana, personalitatea lui, dar el a arătat, a făcut apeluri imediat la pace, la calmarea spiritelor, care au fost cenzurate, da, și de Facebook și de YouTube, apelurile la pace au fost cenzurate, deci atunci cu atât mai mult, cum a pierdut securitatea națională cenzurând apelurile la pace ale președintelui, da, deci pe fapte aceasta s-a întâmplat. Dincolo de asta, trebuie iarăși să spunem că președintele Trump, iarăși, indiferent ce părere avem, a fost unul din puținii președinți ai ultimelor decenii care n-a pornit niciun război. Ba chiar a intervenit pentru mediere, da, diplomatică în Orientul Mijlociu pentru a aplana situații potențial conflictuale. A avut de câteva ori posibilitatea de a porni un război cu Iranul, dacă ne amintim, mereu a jucat în defensivă, da, mereu a jucat pentru pace. E iarăși o dublă măsură și o mare ipocrizie să-l cenzurez pe Trump. Asta chiar era un articol foarte bine care puncta de pe Deutsche Welle, care puncta această idee, în timp ce Vladimir Putin, da, sau ayatollahi iranieni sau alte personaje de tipul acesta, da, lideri militari în tot felul de grupări de astea paramilitare, funcționează și bine mersi, nu sunt cenzurați pe Facebook și pe Twitter. Deci Putin poate să scrie, dar Trump nu poate să scrie. Dincolo de asta, trebuie să spunem că este o foarte mare ipocrizie ca tocmai aceste platforme de socializare giganți media, da, care în ultimii ani, prin algoritmii pe care au folosit, s-au transformat în niște camere de rezonanță, da, au accentuat clivajul acesta între bule, între grupări,
au accentuat polarizarea politică, escaladarea emoțională a tensiunilor dintre tabere, da? Au dus practic la distrugerea oricărei comunicări, oricărui consens, la degradarea foarte puternică a spațiului public prin algoritmii folosiți, într-o problemă structurală a rețelelor de socializare gigantice, tocmai ei să vină și să facă pe sanitarii spațiului public și să spună noi acum igienizăm zona publică cenzurând. Da? Cenzurându-l pe cine? Pe președintele în funcțiune al Statelor Unite, ca și cum ar fi un infractor. Da? Sau ca și cum ar fi un terorist. Sau ca și cum ar fi un personaj din acesta de la marginea societății. Deci este un gest de foarte, foarte mare ipocrizie. Da? Să nu-ți asumi pe de o parte contribuția majoră la această polarizare, la această tensiune, la această escaladare permanentă care a avut loc în ultimii ani, din păcate mergând la o situație, la o stare de facto de război civil psihologic deocamdată, da, în Statele Unite, dar pe de altă parte să spui că cenzurarea unor voci, unor păreri, de multe ori păreri mainstream, adică încă o dată, orică ne place sau nu, dar vorbim de personaje mainstream, da? Acesta reprezenta un act de igienă. Așa este și aș merge puțin mai departe, aminteam puțin mai devreme despre dubla măsură, ai amintit și tu în relația aceasta giganților din IT atunci când s-au raportat la acțiunile președintelui Trump și la acțiunile celorlalți lidere ai lumii. Aș merge puțin spre zona aceasta a intoleranței și discriminării. Spuneam mai devreme de experiențele pe care mulți dintre, să spunem, publiciștii conservatori creștini, experiențe care le-au avut în zona aceasta de social media, a spune că majoritatea dintre ei au fost cenzurați, în sensul că le-au fost blocat accesul, le-au fost șterse pagini, le-au fost blocate conturile, le-au fost șterse postările, practic limitarea distribuirilor, la fel este o altă practică, deci limitarea accesului celorlalți la postări. Deci au fost destul de multe cazuri și nu aceeași măsură s-a văzut și în zona aceasta de stânga a stângismului, a spune, atunci când organizațiile acestea non-guvernamentale, vorbim aici de asociații, fundații ale organizațiilor LGBT, vorbim de ale celor care promovează ideologia de gen, educația sexuală. Vorbim de Antifa Tags, da, care e o grupare extremistă, exact, să o spunem. Nu mai vorbim de cele extremiste, Antifa, BLM și altele, care practic au fost dimpotrivă promovate, au fost încurajate, nimeni nu a fost restricționat, apărea întotdeauna la recomandări, știți că întotdeauna pe Wall, fie că e Facebook, fie că este YouTube, apar recomandări. Li s-a dat un aport mai mare în a fi vizibil, așa că după această măsură a giganților IT, a ceea ce înseamnă media aceasta online, a dus la suprimarea libertății noastre de exprimare. Este normal ca cineva, sau fie că este un stat, fie că este o companie privată, să poată să intervină și să spună practic ceea ce este bine și ceea ce nu este bine? Da, aici mai trebuie să dăm chiar niște exemple concrete și anume în timpul protestelor din vară au existat postări ale unor astfel de grupări pe care le putem numi extremisme, care îndemnau la arderea sau distrugerea unor business-uri, la arderea unor biserici, ceea ce s-a și întâmplat, în fapt. Iar chiar în Brazilia a existat un exemplu care a circulat mult prin mediile astea, Telegram și așa mai departe, WhatsApp, în care o astfel de organizație îndemna la linșarea efectivă fizică a unor preoți. Deci este un exemplu care nu fusese cenzurat. Deci cred că era pe Facebook, oricum pe unul din giganți. Fără nicio problemă. Da? Deci vorbim în mod clar de un bias foarte puternic spre stânga al acestor giganți, la fel ca în cazul mass media mainstream, pe de altă parte, și vorbim mai mult chiar spre extrema stângă. Vorbim de un rol pe care nicio instituție, fie că este privată, fie că este publică, n-ar trebui să și-l aroge, acela de arbitru al adevărului. Da?
acela de arbitru al spațiului public, ceea ce se poate spune, ceea ce ai voie să spui și ceea ce nu ai voie să spui în spațiul public. Deci este un rol foarte periculos. Da? Când cineva își arogă un astfel de rol, este un pericol real la adresa democrației, da? Și la adresa unor valori fundamentale, cum sunt libertatea de exprimare și chiar libertatea religioasă. Bun. Trebuie să fim conștienți de asta și trebuie să fim conștienți și ce se întâmplă și ce urmează, pentru că acum am văzut o declarație recentă a unui oficial Facebook care spunea: am fost prea toleranți până acum cu opiniile în spațiul nostru, am dat prea multă libertate de opinie, ceea ce orice platformă conservatoare care s-a trezit cu contul blocat, pagina suspendată, ștearsă, fără niciun motiv explicit, ar putea să râdă la o asemenea afirmație, este timpul să fim mult mai puțin îngăduitori. Deci asta a fost afirmația care arată clar și care este direcția spre care se va merge, cel puțin pe platformele acestea mari de socializare. Deci se merge clar spre vocea unică, linia unică, o singură opinie sau opinia dintr-o singură parte care este legitimă, care este permisă să funcționeze și să apară acum, care este această opinie liberal-progresistă woke. O putem defini. Ceea ce iarăși este o foarte, mai ales venind dintr-un stat comunist, ne putem da seama ce înseamnă discursul unic și ce înseamnă adevărul unic. Mergem puțin mai departe și aș vrea să discutăm despre un alt concept care este adus totdeauna în susținerea cenzurii, fie că este adus de autorități, fie de alte organizații. Este vorba despre hate speech. Una din motivațiile pe care giganții din social media o aduc atunci când blochează pe cineva, suspendă un cont, o pagină, este că respectiva pagină sau conținutul postat de respectiv utilizator este furnizor de hate speech, deci discursul urii. Bineînțeles, cei mai acuzați de aceste discursuri ale urii sunt creștinii conservatori. Ceea ce, pe de o parte, este total în contradicție cu viziunea creștină, dacă vorbim. Creștinismul este eminamente religia iubirii, sigur. Exact. Deci, sigur. Acuza un creștin că urăște este, practic, un atac la propria lui identitate. Cum vezi tu asta ca motivație de a impune cenzura? Bineînțeles, dacă cumva este fundamentată, dar de obicei nu are nicio legătură cu realitatea. Ceea ce trebuie să spunem e că toată povestea asta cu listele de ură și sancționarea sau liste negre care sancționează diverse organizații, persoane care practică, proferează un discurs incitator la ură, a început prin anii 70 în Statele Unite, tot în zona liberală. Una din primele organizații, organizație faimoasă sau infamă deja, numită SPLC, sau The Poverty Law Center, care a început să facă astfel de liste de ură, pornind în mod legitim de la sancționarea unor extremiști de tipul KKK, Ku Klux Klan, nu? Da. Ok, putem spune, în aceste cazuri extreme, da, dacă vorbim de KKK, dacă vorbim de, nu știu, neonazis, da, personaje care în mod clar și explicit practică un discurs de tip fascist, nazist, dacă vorbim de teroriști islamici, dar teroriști de tipul ISIS, deci vorbim de astfel de personaje extremiste, ok, ar fi bine să existe un avertisment în spațiu public cu privire la pericolul reprezentat de astfel de poziții. Dar de la asta până la a include Merry Christmas pe listele de ură, da, cum a făcut ulterior Southern Poverty Law Center, sau a include un grup de călugărițe catolice pe listele de ură, sau militanți împotriva extremismului islamist, iarăși pe aceste liste, sau un ONG creștin legitim de advocacy precum ADF International, Alliance Defending Freedom, da, este un pas foarte mare. De fapt, care este eroarea aici și care este marea păcăleală? Da? Marea păcăleală este să pornești de la o poziție extremă și apoi să asociezi, să lărgești foarte, foarte, foarte mult această definiție, da, pe care ai făcut-o legată de o poziție extremă și să inclus tot ce nu-ți convine ție. Da? Toate pozițiile din tabăra adversarilor de idei. Să o incluzi acolo. Dar deci ce este discursul lui? Cum îl definim? Dacă nu avem o definiție foarte clară a lui, da? Și nu avem clar în minte extremismul, da? Extremismul dovedit,
da, ca fiind asociabil cu discursul lui, iarăși devine un mijloc de suprimare și de control și de cenzură. Da? Conceptul în sine de discurs al lui, ca să nu zic că devine și un foarte bun business. Da? SPLC a fost între timp acuzată în Statele Unite, de mare parte din presa mainstream, chiar că este o escrocherie care promovează și face foarte mulți bani, vorbim de miliarde de dolari de comerțul cu ură. Din păcate, Facebook și YouTube încă folosesc, Google folosesc listele date de SPLC când cenzurează poziții, da? Sau cenzurează pagini. Aceste liste fiind încă o dată niște liste extrem de vagi, extrem de mari, în care intră absolut oricine nu le convine activiștilor sau liderilor de la SPLC. Deci iată cum un instrument care aparent are un rol pozitiv, da, devine un instrument el însuși radical, opresiv, iliberal, care suprimă părerile incomode. Ceea ce mai trebuie să spunem pe lângă asta este ce se întâmplă cu discursul extremist din partea cealaltă, da, din tabăra liberal-progresistă. Este afirmația lui Cristian Tudor Popescu despre vitele păstorite de Patriarhul Daniel un exemplu de discurs al lui? Părerea mea e că este. Sunt mai toate păstorile unui personaj precum Andrei Caramitru, da, membru oficial într-un partid care este la guvernare în acest moment. Da? Vorbim de Uniunea USR Plus. Niciodată nu s-a dezis nimeni de acel personaj sau de aceste postări, da? Sunt ele un exemplu de discurs al lui când acuză biserica că vrea să omoare oameni în mod intenționat, de terorism, etc., etc. Sunt articole dintr-o cotidian precum Libertatea, în care îi compară pe creștini cu ISIS sau cu fasciștii, da? Vorbim de creștinii asumați, da? Sunt ele exemple de discurs al lui, de discurs extremism? Eu zic că da. Problema este următoarea, că tocmai cei care folosesc ca mijloc opresiv acest concept de discurs al lui, în tabăra lor ei sunt total orbi, da, la extremismul quasi generalizat din propria tabără. Asta este, de fapt, marele bias. Asta este dubla măsură. Când dacă l-ai întoarce în față de ai tăi, ai vedea brusc într-o oglindă cum s-ar reflecta foarte, foarte multe poziții din propria tabără. Da? E ceea ce tu refuzi să recunoști. Deci, practic, Cătălin, am ajuns la concluzia după discuția noastră că orice ar fi, nu există niciun motiv real, niciun motiv care să justifice suprimarea libertății de exprimare. Dacă nu vrem să ne întoarcem sau să reintrăm într-o logică de tipul cortine de fier, într-o logică de tipul Uniunea Sovietică sau Germania nazistă sau orice altă țară de tip totalitar din lume, din secolul 20-21, secolele 20-21, eu zic că trebuie să fim conștienți de pericolul ideii că cenzura, suprimarea libertății de exprimare, de opinie, ar putea să fie în vreun fel instrumente legitime. Când, încă o dată, repet, există alternative. Da? Alternativa este transparența, alternativa este răspunsul onest în fața acuzațiilor, da, e foarte ușor să închizi robinetul și să spui da, discurs al lui sau să spui fake news, dar e mult mai greu să răspunzi onest unor obiecții legitime, da, o comunicare vie în ambele sensuri, nu numai într-un singur sens, da, de la tribuna oficială cu degetul arătând în jos spre poporul subjugat. Deci acestea sunt, de fapt, alternativele democratice, cu adevărat democratice, ca dacă vrem să apărăm democrație. Pentru medierea, să spunem, mesajelor care circulă în spațiu public. Nu putem să lăsăm situația asta așa în aer fără să dăm și câteva recomandări, Cătălin, în seara aceasta, pentru cei care ne urmăresc, pentru că e clar, deși noi discutăm aici despre cenzură, despre alternativele pe care autoritățile statului sau cei care fac managementul acestor informații, metode pe care le-ar putea aplica pentru ca toată lumea să aibă parte de o comunicare corectă și, bineînțeles, fără limitare, deși există aceste recomandări, cenzura este încă în exercițiu, ba dimpotrivă, a zice că chiar se amplifică. Și până la urmă, oamenii, beneficiarii, cetățenii, fie că sunt creștini, fie că nu sunt, au nevoie să comunice. Ar trebui să mergem puțin mai departe cu câteva recomandări pentru cei care sunt sau au fost și utilizatori de Facebook, de Messenger, de
WhatsApp și de alte, Twitter chiar, oameni care au fost obișnuiți ani de-a rândul să se folosească de aceste platforme. A fost o perioadă în care se putea discuta liber pe la începutul acestor platforme, dar între timp s-a denaturat atât de mult încât mulți dintre ei au trebuit să migreze și alții chiar au ieșit de tot din spațiul acesta. Ce s-ar mai putea face în starea aceasta actuală? Ce recomandări ai tu? Aș spune în primul rând să fim conștienți de direcția în care ne îndreptăm. Și e o direcție destul de clară dacă ne uităm la discursul reprezentanților principalului partid de stânga din Statele Unite, Partidul Democrat, chiar care merge foarte mult spre poziție de extremă stângă pe anumite teme. Care acum direcția este clară, mesajele sunt foarte clare, mesajele sunt de tip haide să facem un fel de CNA care să cenzureze Fox News, să-l cenzureze pe Tucker Carlson, care este cel mai vizibil comentator, news anchor, jurnalist din lume. De la ora actuală. O poziție foarte echilibrată, amuzantă și de aceea foarte incomodă pentru tabăra adversă, care încă spune lucrurile într-un fel foarte limpede în care poți să zici, da, domne, așa e și sunt de acord cu el, dar fără să cadă în vreo formă de extremism sau dimpotrivă de lozincardie, cum cad multe alte figuri de pe posturile de știri. Deci direcția este foarte clară, direcția e, pe de-o parte, aceste voci trebuie limitate, cenzurate, da? Trebuie eliminate din spațiul public, trebuie mult mai multă cenzură pe rețelele de socializare, de fapt care fiind miza jocului? Miza jocului fiind a restabili monopolul asupra discursului public, de a restabili monopolul asupra media mainstream, unde există deja un monopol clar al stângii, dar și asupra tuturor spațiilor alternative, rețelelor de socializare, alternative media, câte mai există, platforme de mass media alternative, apărute tocmai ca o consecință a scăderii încrederii oamenilor în mass media mainstream, da? Care este la un minim istoric în acest moment. În Statele Unite e undeva pe la 35%, în România e undeva pe la 28%, conform ultimului sondaj curs. Deci este foarte, foarte jos încrederea în mass media mainstream. Aia este o încercare, trebuie să spunem foarte clar, de a restabili monopolul pierdut de mass media mainstream în anii 2000, odată cu rețele de socializare, odată cu platformele alternative, asupra discursului public. Cum? Folosind aceste mijloace extrem de nedemocratice, de constrângere și de cenzură. Da? Inclusiv această industrie așa zisă de combatere a fake news, de fact-checking, inclusiv cancel culture, care înseamnă eliminarea platformelor de exprimare pentru oricine are o poziție incomodă și așa mai departe. Trebuie să mai știm că această mișcare, așa cum este ea prezentată de vocile democrate, chiar voci mainstream, ea nu se va rezuma la restrângerea platformelor de exprimare, dar și la concedierea din joburi, din locurile, de la locurile de muncă a celor care au poziții sau păreri incomode sau asociate în orice fel cu trumpismul, în sens foarte larg. Ce înseamnă trumpismul? Înseamnă viziuni conservatoare sau antisistem. Asta înseamnă, încă o dată, definiție extrem de cuprinzătoare, da? Și neclar ce înseamnă acest fenomen. Nu înseamnă doar pozițiile extremiste de tip canon, da? Înseamnă, de fapt, orice poziție pro-life, antisistem și așa mai departe. Și atunci la asta ne așteptăm, la asta trebuie să ne așteptăm. Ce putem să facem? Păi, deocamdată să sperăm că mai există și vor mai rezista platforme alternative de tip Gab sau Parler. Parler a fost, știm, serverele au fost scoase din priză de Amazon, da? Platforma a fost off, a fost închisă pentru mai bine de săptămână. Acum se pare că încet, încet au găsit un alt hosting pe niște servere care au primit în cele din urmă să-i găzduiască, după ce inclusiv CEO-ul companiei a fost amenințat cu moartea, se pare, avocații lui l-au părăsit, deci vă dați seama în ce context cultural, în ce presiune imensă se trăiește acolo și acum se pare că va reveni. Bun, asta ar fi o variantă. Eu aș zice, ar fi chiar etic în momentul ăsta, pentru oricine are o problemă cu ceea ce se întâmplă și oricine are o, cum să zic, o obiecție față de folosirea cenzurei, a forței în acest moment, de către acest establishment liberal progresist, părăsirea tuturor produselor de tip tech giants, da? De la Google la
Facebook, la WhatsApp, WhatsApp exact. Ci folosesc căutarea unor alternative care există. Există alternative pentru toate acestea, inclusiv pentru Gmail, inclusiv pentru medii de comunicare, de messaging, etc. Deci alternative există. Am observat că în ultimele zile foarte mulți prieteni, foarte multe contacte pe care le am, au trecut deja pe aceste platforme. Odată, bineînțeles, și cu anunțul pe care l-a făcut WhatsApp că va schimba termenii și condițiile de utilizare ale serviciului. Foarte mulți au trecut pe Signal, foarte mulți pe Telegram. De asemenea, există și o alternativă pentru Facebook, Meve, da? O companie care e puțin mai mică, dar care crește. Așa că oamenii totdeauna au trebuit să găsească metode alternative. Dacă și acestea vor fi cenzurate la rândul lor de alte companii care fac hosting, știu eu, chiar cenzurate de serviciile guvernamentale, cum este la noi Amcom, în fiecare țară există un Amcom care poate face acest lucru la modul oficial. La mod, exact. Deci, practic, ceea ce trebuie să fim este să rămânem conștienți, să recunoaștem starea în care suntem și, de asemenea, de a căuta noi metode de a sublini oarecum lipsa aceasta. Eu aș zice că dacă vom ajunge în acel punct, e posibil să ajungem în acel punct în care revenim la literatura de tip samizdat, ca în vremea comunismului, să ne amintim că și în comunism informația circula. Exista, cine vroia, putea să aibă acces la informație alternativă, nu din surse oficiale. Da? Circulau tot felul de manuscrise, se copiau cu pixul de mână manuscrisele. Nu zic că vom ajunge acolo, dar zic că e posibil că la un dat să nu mai ai toată această libertate, chiar destul de probabil să nu mai avem, pe care o avem astăzi, și toate aceste mijloace. Cred că cel mai important este să devenim conștienți că prima răspundere a fiecăruia este în primul și în primul rând față de cei apropiați. Da? Pe care, pe cât ne stăm puteri fiecăruia, să-i păstrăm, să-i încurajăm, să-i susținem, să le arătăm, sigur, nu dându-le cu ciocanul informației în cap, dar uitați, poate că adevărul nu e chiar așa, în alb și negru, poate că și acest punct de vedere e unul interesant, ar merita ascultat, e unul legitim. Deci, prima răspundere aș spune că e întâi de toate față de cei apropiați nouă, față de cei din comunitatea noastră, din familie, înainte de toate, și față de cei din comunitatea noastră imediat. Cătălin, o ultimă întrebare înainte de încheierea acestei emisiuni și are legătură la fel cu forța aceasta. Practic, presa este a patra putere în stat și tot auzim în spațiul politic despre manipularea pe care presa o produce. Acum, știm că inclusiv din membrii familiei, din prieteni, sunt foarte mult în spațiul acesta al televiziunii și schimbă canalele, se uită la tot felul de știri. Presa nu e atât de independentă. Eu aș zice că presa este foarte înregimentată în zilele de astăzi. Cum ne putem, să spunem, imuniza față de procesul acesta de manipulare pe care, până la urmă, televiziunea, în mod special și nu numai televiziunea, dar și alții o produc în viețile noastre. Aș spune că presa numai că nu mai e independentă, foarte puține outlet-uri de presă au mai rămas cu adevărat independente și dacă ne uităm la finanțare, la cine e în spatele unor trusuri de presă, informații care ar trebui să fie transparente, nu sunt transparente în toate cazurile, dar o să vedem foarte puțină independență, da? Follow the money, care sunt sursele de finanțare. Mai ales când vedem banii venind direct de la guvern, da? În cazul situației pandemice. Ce ar trebui să facem? Dacă ar fi să mergem pe o variantă mai radicală, aș spune detoxifierea ar trebui să fie vazii complet, adică limitarea treptată, da, a expunerii la știrile de la TV, limitarea treptată a expunerii chiar la acest zgomot care există pe internet, pentru că există foarte mult zgomot pe internet, trebuie să o recunoaștem, adică există foarte, foarte mult zgomot la ora actuală, foarte mult bruiaș, foarte multă poluare, da, în toate bulele și din toate părțile, da, limitarea așa și cum chiar o disciplină a consumului de știri, da? Reducerea inclusiv poate consumul de știri la jumătate de oră dimineața, jumătate de oră seara sau un program de acest tip, da? Nu să stăm conectați tot timpul să butonăm, să citim grupuri, să citim discuții, să citim link-uri și așa, titluri de cele mai multe ori. E o chestiune de igienă până la urmă. Dacă suntem creștini și mulți dintre cei care ne privesc sunt creștini asumați, iarăși aș zice că e foarte important programul
de rugăciune personal, în familie, participarea la slujbe sau la întrunirile fiecărui cult, fiecărei biserici. Deci viața religioasă este asumată, dar trebuie făcută cu religiozitate, cum se spune, dar ca o formă de rezistență, ca o formă de întărire până la urmă în această situație, pentru că trăim într-o lume în care vin niște valuri foarte mari, foarte puternice și dacă nu ești foarte bine ancorat, te spulberă de pe picioare și dacă nu ești ancorat și într-un mediu cu prieteni, cu relații sociale stabile, solide, te spulberă de pe picioare foarte, foarte ușor această furtună în care trăim acum. Foarte valoroase sfaturile tale. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să încheiem cu o concluzie. Te las pe tine să faci lucrul acesta. Între cele două variante pe care le-am dezbătut în seara aceasta, între cenzură și între libertatea de expresie, trebuie să-mi spui care este alegerea ta și cum crezi că se poate implementa într-un mod, a spune, simplu și fără foarte multe dureri de cap. Cenzura duce mereu la totalitarism. Libertatea de exprimare este sinonimă cu democrația și nu o spunem doar noi, o spun mari autori, mari gânditori, o spune Reporteri Fără Frontiere, o spun chiar multe organizații de stânga care și-au păstrat onestitatea. Care ar fi rețeta simplă? Nu există o rețetă simplă. Singura rețetă simplă este să continuăm să spunem adevărul, da? Să spunem care este situația și care sunt pericolele derapajelor foarte grave pe care le vedem acum, da? La adresa democrației. Ceea ce trebuie să mai spunem sau să facem, iarăși, este să fim foarte conștienți de ce se întâmplă și de punctul istoric în care am ajuns, pentru că mulți compară acest punct istoric cu anii 47-48, da? Cu începutul instaurării unui regim de tip opresiv, de tip totalitar. Nu cred că este o comparație exagerată. Și iarăși foarte, foarte important este ca, mai ales în plan personal, să ne păstrăm discernământul, să ne păstrăm luciditatea, da? Să ne păstrăm echilibrul interior, să rămânem rațional și acest lucru îl putem face numai cu o disciplină, da? Și cu o disciplină a consumului de știri, dar și cu o disciplină a relațiilor pe care le avem și a vieții noastre lăuntrice și a vieții spirituale. Foarte frumos, mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru prezența ta în emisiune. A fost o discuție extraordinară. Clar, concluzia a fost foarte bună. Cenzura nu are ce căuta în viețile noastre. Ne dorim libertatea aceasta de exprimare, iar statul ar trebui să ne garanteze această exprimare pe care, bineînțeles, dacă este reglementată așa cum trebuie, ne va feri și de alte informații false sau știu de alte probleme. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane, vă mulțumim că ați fost și în seara aceasta împreună cu noi. Până data viitoare ne vă spunem la revedere!